Suntem la Muzeul de Platanas, adică Bananas, unde se găsesc 13 tipuri de banane. Nici n-am știut că există atâtea tipuri. Uitați-vă un pic să vedeți. Această banană este conframbosa, adică are gust de zmeură, deci de-abia aștept să gust, este senzațională. Am văzut și cu gust de mere, așa, de mango, parcă spunea, cum mai erau unele așa. Și erau unele care și... nu aveau niciun gust și se mănâncă doar prăjite. A, și... mai sunt și alte tipuri care, da, nu da. Se mănâncă așa ca atare, sunt specifice, specifice din insulele Gran Canaria. De aici și se fac gătite, se flambează, se prăjese alea. Hai să vedem, asta e o degustare pe care o avem noi, cam 20 de euro costă, dacă vreți să veniți și să gustați din mai multe lucruri de la ei. Aici este un sos de moho, ceea ce se practică foarte mult aici în Gran Canaria, mai ales la cartofiurii aceia mici, iubiții mei, adorații mei, cartofiurii mici care se fierb în coajă. Aici este dulceață de banane cu cactus, aici este dulceață de banane cu... nu cactus, un fel de ardei a zis că e, dar e un pic mai spicy, așa. Aici este un vin sec de platanas, de banane. Vin de banane, din 3 kg de banane se face un litru de vin. Lichiorul, care e foarte dulce, și un frizant, care e foarte bun și l-am gustat. Aici o prăjitură cu platanas, cu banane. Să vedem, să degustăm și bananuța. Ce a spus că este asta? Asta este cel mai dulce, cea mai dulce bucățică din banană. Ia uitați-o. Așa, și deci toate astea la un loc se fac ca o degustare dacă veniți aici și au magazin mult mai multe produse. Haideți să vă arătăm și de unde vin. Toată plantația din față este a lor. Plantație de banane. Sunt mai multe plantații, dar asta este toată a lor. Bananele cresc până la 300 de metri altitudine maxim, deci nu o să le găsim în munții de acolo, ci doar pe coastă. Iar aici este muzeul. Wow, miros. Ia uitați cum arată. Și se poate vizita. Un bilet de intrare este 10 euro. Vai, dar ce roz este. Vai, de-abia aștept să gust. Haideți să vă spun dacă are gustul ăla adevărat de zmeură. Deci zici că mănânc zmeură. Să mor eu. Miroase. Bă, chiar da. Deci chiar miroase zmeură și are gust de zmeură. Nu știu banane cum le face, cum le combină. Bine. Dar sunt delicioase. Este o opțiune de a veni într-o vizită în Gran Canaria și să petreci o dimineață frumoasă la Hacienda Recompensa.